Steaua a pierdut la Urziceni în ceea ce trebuia să fie cel mai dezechilibrat meci al campionatului. Semedo a înscris unicul gol al partidei, iar jucătorul numărul 1 de pe teren a fost Vasile Maftei. 4 dintre cei 7 nou veniți de la Urziceni în primul 11, Galamaz, Brandan Onofra și Bilaș Costeliștii au început în ofensivă, însă rareori s-au apropiat de poarta lui Cernea. Minutul 22 a adus o primă ocazie ratată de Onofra, iar Unirea a dat replica prin șutul de la distanță trimis de Pădurețu. Cel mai aproape de gol a fost capitanul Bogdan Stancu în minutul 34, când a trimis în bară din centrarea lui Brandan. Nici în partea secundă oaspeții nu și-au creat prea multe faze, cel mai mare pericol pentru Cernea fiind colegul său Nicu Epaminonda, care a pasat prea încet în minutul 57. Ilie Dumitrescu a forțat atacul cu grecul Capetanos, dar golul a venit în poarta Stelei. Semedo a păcălit pe la Toblevici și Galamaz și a deschis scorul în minutul 61. Urziceniu are jucători de contraatac, precum acest Semedo care deschide scorul. Este 1-0 pentru Unirea Urziceni. În minutul 68, roșii albaștri au cerut penalti la Nicu Epaminonda, fundașul Unirii atingând mingea cu mâna în careu. Ultima fază importantă a fost tot la poarta lui Tătărușanu, care a parat trasorul lui Maftei. Este un moment delicat. Responsabilitatea rezultatului este 100% a mea. Păcat că nu am fructificat. Am jucat cu o echipă care, chiar dacă s-a mobilizat și a luptat foarte mult, aș cam mai mult cu niște copii.